Unguient cu hrean. Am să vă spun pentru ce este și să vă și explic cum l-am preparat. Este foarte bun pentru dureri reumatice sau cronice, acute sau cronice, lombosciatică, spondiloză, cervicală, deformări osoase, degerături, varice, eczeme uscate, umflături, vânătăi. Se aplică pe piele un strat subțire și se masează până la absorbția Am preparat acest completă. unguent Cu 200 de grame de ulei de măsline sau de floarea soarelui, cine nu are, cu 200 de grame de untură și am pus și rădăcină de hrean și frunze și am pus și plantă uscată. Deci, în total, 200 de hrean proaspăt și uscat. într-o plăticioară, am pus 200 de ulei, acum vom pune și 200 de untură și o să deschidem focul la potrivit să încălzim. Așa, vedeți că untura începe să se topească. Așa. Eu aici mi-am pregătit De și hrean 100 de proaspăt, deci frunze și rădăcină și am să-l tai bucățele și am să-l pun, dar mi-am pregătit și uscat. Ia uitați. Și o să punem și uscat. Ceară de albine. O să punem și aici mi-am pregătit o cutiuță unde o să punem spălată, curată, aici am dezinfectată. 60 de ceară de albine și mai întâi vom pune doar jumătate și dacă mai este nevoie mai adăugăm. Așa. Untura noastră s-a topit și acum o să punem hreanul nostru. O să-l rupem și o să-l punem la foc potrivit, potrivit și îl lăsăm circa 20 de minute să fiarbă în baia noastră de ulei și untură. Așa, și luăm hreanul și îl tăiem bucățele să-l punem în interior. Ia uitați, și punem așa hreanul. O să rupem și frunzele și le punem. Așa, vedeți? Și o să punem și hreanul uscat. Dar puteți face și doar cu hrean proaspăt și doar cu hrean uscat. Așa. Aici am hreanul uscat și îl voi rupe așa și am să-l pun în interior. Așa. Și punem așa aici înăuntru. Mi-am pregătit să scoatem, vedeți cum fierbe, vedeți, închidem. Acum scoatem hreanul din ulei, îl punem pe o farfurie deoparte. Și după ce îl scoatem pe tot, am pregătit jumătate din ceara noastră, deci doar 30 de grame. Și o punem să se topească. După ce s-a topit și ceara, eu am pus hreanul din nou pe care l-am scos și l-am lăsat până a doua zi dimineață. După care se încălzește și se strecoară și se pune în vase de sticlă sau în borcanele, în ce aveți.
păstrându-se la răcoare în frigider. La încălzit. Am pus la încălzit, vedeți? S-a topit. Am să vă arăt cum se încearcă când preparați. Deci puneți mai întâi să vedeți dacă ceara este de ajuns și punem puțin din compoziția noastră și dacă se întărește și suntem mulțumiți de consistența unguentului, atunci îl lăsăm așa. Dacă nu, mai punem ceară de albine. Vedeți că s-a întărit? Ia uitați! Ia uitați! Așa! Și acum vom strecura. Punem mai întâi uleiul. Așa!